de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, cu o întârziere pentru care ne cerem scuze. Începem emisiunea de astăzi, cafeaua de dimineață, și pentru că am întârziat nu mai facem niciun fel de introducere. O să-l rog pe colegul Bogdan să pună și tema emisiunii de la început, înainte de a prezenta invitatul. Deci nu mi-au luat nici ochelarii, așa că... Deci tema de astăzi este referitoare la alegerile interne din PNL și primul candidat este domnul George Lazăr, în viața civilă, ca să spun așa, secretar general al PNL Neamț, în viața administrativă, prefectul județului Neamț. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, domnul Valin! Mulțumesc și pentru ochelari și pentru orare. Domnul secretar general al partidului, că de prefect nu-i cazul încă în momentul ăsta. Unii au spus că e o surpriză că v-ați anunțat candidatura, alții au spus că s-așteptau, unii au spus că această candidatură vine și ca un fel de, hai să-i spunem, răsplată pentru o perioadă în care George Lazăr era singurul care ieșea cu pieptul, nu știu dacă gol, dar oricum, în fața PSD-ului, într-un moment în care ceilalți din partid erau mai, să spunem, mai prinși de alte treburi. Mai tăcuți. Mai tăcuți. Alții spun că este momentul în care PNL-ul ar trebui să se primenească la un anumit nivel. Care este varianta primului candidat la președinția organizației PNL Neamț? Da, ceea ce ați spus dumneavoastră în începutul, în debutul emisiunii, sunt variante, într-adevăr, care s-au discutat între colegii din Partidul Național Liberal. Am avut și eu tot felul de variante. Varianta corectă, din punctul meu de vedere, adică cea pe care mi-o asum eu, e varianta în care mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte a Partidului Național Liberal, a filialei Neamț, din mai multe motive. Unu, pentru că consideră la acest moment filozofia în politică nu este una neapărat sănătoasă și din perspectiva mea filozofia corectă sau sănătoasă este despre echipă, este despre oameni și este despre colegi. Tot ceea ce înseamnă cadru politic, tot ceea ce înseamnă că, eu știu, consilierii locali, primarii, consilierii județeni, prefectul, parlamentarii, etc., suntem oameni care am asumat la un moment dat în viață să facem politică, dar politica nu e doar despre alegerile interne, nu e doar despre o funcție sau altă funcție, despre orgolii sau vanități personale. Politica trebuie să fie, în primul rând, raportată la oameni, indiferent din ce partid politic faci parte. Mai mult de atât, Partidul Național Liberal e un partid care e în curs de modernizare, e un partid istoric, dar modern în același timp în prezent. E un partid care a dat președintele României, premierul României, și e un partid care a trecut tot ce înseamnă 2019-2020, începutul 2021, prin criză pandemică, ceea ce n-a mai existat de, sau cel puțin în ultimii 10 de ani, nu a mai existat așa ceva și a făcut față cu brio. Sigur, cu părți bune, cu părți rele, dar pe ansamblu am făcut față cu brio. Revenind însă în interiorul Partidului Național Liberal, consider că experiența în administrație, experiența politică, experiența în viața privată, spiritul de colegialitate și de deschidere pe care l-am față de colegi, față de primari, față de baza partidului, mă recomandă să pot să am o viziune modernă și o viziune pentru următorii ani din funcția de președinte a Partidului Național Liberal, a filialei Neamț. Mai departe, nu vreau să spun că eu am muncit mai mult sau mai puțin, că
toți colegii au muncit, toți colegii în felul lor au contribuit la rezultatele pe care PNL-ul le-a avut la ultimele alegeri. Fiecare în felul lui și fiecare cum a putut. Că am fost declarat pe față un adversar și un contestatar al politicilor PSD sau al politicilor lui Ionel Arsenie, președintele Consiliului Județean Neamț și al PSD-ului, dar asta este adevărat și s-a văzut liber în tot ceea ce înseamnă activitate, acțiuni și prin intermediul noastră a presei, cred că nu este nimeni din interiorul PNL-ului sau din exteriorul PNL-ului care să nu mă fi identificat ca principalul adversar, să zic, a politicilor duse de Ionel Arsenie sau partidul pe care reprezintă Partidul Social Democrat. Bun. Poate alți colegi de n-au avut la un anumit moment tăria, dacă vreți, determinarea sau curajul să ia atitudine sau să facă o poziție corectă față de ce a însemnat regimul PSD și președintele acestui Ionel Arsenie. Probabil unii n-au făcut-o din motive care țin fie de etica lor sau de modalitatea lor de a înțelege politica, iar alții probabil n-au făcut-o datorită unor gânduri care probabil le mai împărtășeau câteodată cu Ionel Arsenie. Sună interesant. Da. Era un cântec al unui... Dar asta e realitatea, nu? Era un cântec al unui grup foarte la modă, Asia. Sună periculos. Nu e periculos, e interesant. Nu, Doamne ferește. Bun. Detalii un pic, adică nu la neapărat la nume, adică la ce vă referiți? La ce fel de situații vă referiți? Mie îmi vine în minte una. Vă rog. La un moment dat, acum câțiva ani, 2, 3, dacă nu mă înșel, poate chiar 4, nu mai țin minte exact ani, dar pot să caut rapid, trebuia promovat, era de promovat în Consiliul Județean, o hotărâre privind un domeniu extrem de sensibil și la mod acum. E vorba de colectare de deșeuri. Și au fost discuții între consilieri, un grup de consilieri PNL, știu sigur că au spus că ei nu vor vota acele hotărâri, după care în plen s-a votat și n-a fost niciun fel de, cum să spun eu, niciun fel de ascunziș al unora care au spus, da, domne, am fost sunați din partid ca să votăm la un la acest gen de lucruri vă referiți? Probabil și la acest gen de lucruri și la mai și la lucruri și de altă natură. Adică, știți cum e? Eu înțeleg, de exemplu, suntem într-o perioadă 2021-2024 în care nu avem campanie politică, nici la locale, nici parlamentare, nici de altă natură. Sigur, instituțiile statului, că vorbim de prefectură sau Consiliul Județean, că vorbim de relația primării Consiliului Județean sau alte relații interinstituționale, ele trebuie să funcționeze în parametri optim normali pentru cetățean și pentru a rezolva problemele curente, indiferent de cine ocupă o funcție sau alta, că vorbim de oameni din PNL sau din alte partide politice sau chiar din Partidul Social Democrat. Problema nu aici e. Problema e că în momentul în care ți asumi că vrei să câștigi alegeri, în momentul în care vorbesc de alegerile locale sau parlamentare, în momentul în care ți asumi că vrei să schimbi ceva în județul Neamț, că vrei să schimbi o filozofie, că vrei să schimbi modalitatea pe care ai criticat-o de a face politica adversarului tău politic, în momentul în care îți asumi că vrei să faci altfel de politică și vrei să faci altfel lucrurile pentru oameni și pentru comunități, trebuie să ieși cu pieptul în față, cum am spus la început, cu determinare și curaj, să atragi atenția votanților, publicului, electorilor, despre ceea ce îți propui tu să faci și să critici în termeni etici de altfel adversarul politic și să arăți ceea ce a făcut greșit și ceea ce vrei tu să repari. Pentru asta e nevoie să ai determinare, curaj și să fii un om corect care îți dorește să faci lucruri corecte pentru comunitățile din Neamț. Parte a ceea ce am spus eu, nu am sesizat, nu am văzut astfel de determinare și o astfel de caracteristică de a face opoziție la unii colegi. Am înțeles. Am înțeles. Din motive care nu aș vrea neapărat să intru în ele, dar sunt motive care probabil le știu acele persoane mai bine. Da. Bun. Candidați.
Da? În momentul acesta mă pot aștepta sau ne putem aștepta să vedem o fotografie cu susținători în spatele dumneavoastră, cum a făcut cel pe care dumneavoastră îl susține. Sunteți în grupul său când și-a anunțat candidatura, da, vă referiți la premieră, domnul Câțu, premierul României. Răspunsul este da, afirmativ, candidez și voi câștiga aceste alegeri interne 100%, nu am nicio emoție, precum și domnul Câțu va câștiga alegerile interne la funcția de președinte a Partidului Național Liberal. Național. Din punctul de vedere, n-am nicio emoție. În a face neapărat o poză sau mai multe poze cu colegi primari, cu colegi consilieri județeni, președinți de organizații sau oameni care îmi sunt aproape și care am avut discuții foarte bune și foarte corecte despre a construi o echipă mai modernă, o echipă de viitor în Partidul Național Liberal, nu sunt adeptul neapărat a ieși imediat și a face câte o poză. Dar am în spate un număr larg de susținători din cadrul Partidului Național Liberal și la momentul potrivit vom face și o fotografie, cum a spus dumneavoastră, de grup. Am înțeles. Bun. Vă așteptați să mai candideze și alte persoane? Competiția e deschisă în orice partid, mai ales la noi. Mă gândesc că dumneavoastră la vârful PNL vă întâlniți, că dar nu cred că Mă aștept ca oamenii care înțeleg politica, înțeleg fenomenul politic și județean și central, înțeleg tot ceea ce înseamnă conceptul candidaturii domnului premier Florin Câțu, tot ceea ce înseamnă echipa pe care Florin Câțu a construit-o în jurul lui, să aibă înțelepciunea și să realieze să facă parte în aceeași echipă. Asta e așteptarea mea. Dacă mă întrebați, consider că ar fi eficace și ar fi o filozofie bine gândită a colegilor pe termen mediu și pe termen lung, în care să realieze la aceeași echipă Lazar Câțu. De ce? Dacă vor avea înțelepciune. De ce Florin Câțu? De ce nu neapărat nu Ludovic Orban? Că nu trebuie, lucrurile astea nu trebuie neapărat puse într-o opoziție. Nu, nici de cum. Suntem colegi în partid, nu suntem adversari politici. Exact. Suntem colegi și avem o competiție de internă. De ce mai mult Florin Câțu decât Ludovic Orban în momentul acesta? Florin Câțu e un om cu viziune modernă, e un om mai tânăr, e un om care face mai mult decât vorbește, e un om al viitorului și e un om care are ca filozofie principală. Ați văzut că, așa spus, în cadrul mai multor emisiuni și declarații publice care avea făcut, antreprenorul privat. Adică pune ca pion principal în ceea ce înseamnă dezvoltarea statului român, dar politice guvernamentale, antreprenorul privat, adică sectorul privat. Pentru că sectorul privat e sectorul care ține această țară. Și din punct de vedere economic, și la pensii, și la sistemul de sănătate, și tot ceea ce înseamnă grad de colectare, o faci de pe sector privat, sigur parțial și din sectorul bugetar. Dacă ai în mijlocul filozofiei politicilor guvernamentale, antreprenorul privat și tot ceea ce înseamnă dezvoltarea și pachete legislative pentru sectorul privat, asta înseamnă că gândești pe termen mediu și pe termen lung pentru oameni și pentru țară. 2. Florin Câțu e un om de viitor, de perspectivă, e un om școlit în Statele Unite ale Americii și cu performanțe individuale, personale, în sectorul privat, adică nu a venit în politică să demonstreze în politică și politica l-a definit pe el ca și CV, ci CV-ul și l-a construit înainte de a intra efectiv în politică, ceea ce din punctul meu de vedere e de apreciat. Asta înseamnă că Florin Câțu a demonstrat și atunci când a lucrat în privat și a făcut un CV și o reputație. 3 la mână e omul care gândește în perspectivă pentru dezvoltarea comunităților locale, pentru dezvoltarea județelor, în proiecte nu de a, nu știu, găsi fondurile necesare de a vărui undeva un dispensar sau de a moderniza sau de a pune, a schimba acoperișul la un cămin cultural, ci gândește într-o zonă de perspectivă de a aduce gaz în comunitățile locale, ceea ce e foarte important, de a continua sistemul de modernizare a drumurilor locale și de interes județean sau național. Adică gândește într-o zonă în care să legăm municipiile mari de periurban, adică de zona metropolitană,
alocă bani în această zonă de a dezvolta comunitățile locale și le-a ridica standardul de viață și de a atrage investitori privați. Adică are o politică complexă care înseamnă dezvoltare. Bun. Plus îl ajută, din punctul meu de vedere, că sunt un om tânăr și eu, cred că îl ajută și vârsta, pentru că are o dinamică foarte bună, plin de energie și înțelege foarte bine lucrurile. Bun. Ați vorbit cu el. 100% da. Ați vorbit cu el. De mai multe. Nu întâmplător v-ați dus la lansarea respectivă. Corect. Facem abstracție acum de faptul că suntem într-o emisiune. Eu încerc să-mi imaginez o convorbire. Domnul Cățu, eu sunt alături de dumneavoastră. Problema este Neamțul, ca județ, are niște probleme mari. Are mai multe. Are niște probleme mari. Și aici nu mă refer la componență politică, consiliu. Eu mă refer la problemele de fond, structurale ale județului. Infrastructură, legătura cu marile, viitoarele căi de comunicație, că acum nu prea avem, și alte asemenea probleme care ar fi trebuit, zic eu, ar fi trebuit discutate. Adică ați primit, nu garanție, că nu garanție, un semn că lucrurile acestea intră într-o discuție viitoare. Știu că am discutat despre strategia de dezvoltare a județului și știți ce ne lipsește nouă, în primul rând, o strategie de dezvoltare a județului. Pentru că asta trebuie să plece de jos în sus. Adică proiectul, propunerea de dezvoltare a județului trebuie să fie o cerință asumată de liderii județeni, de liderii locali. Noi, la momentul ăsta, nu cred că există o strategie de dezvoltare a județului. Există o strategie. Eu de n-am văzut-o. Există strategia pe care s-a făcut dezvoltarea până în 2021, elementul bugetar de atunci. Și acum, în mod normal, trebuie să existe o strategie fără de care nu poți accesa niciun fond european. Eu vă spun în felul următor, din punctul meu de vedere. La noi, în Neamț, avem, suntem deficitari. Eu vă spun că în Neamț avem hârtii. Suntem deficitari la ceea ce înseamnă infrastructura care se lege județul Neamț de sud, adică pe linia București sau de vest. Suntem deficitari la drumurile exprese din interiorul județului Neamț. Suntem deficitari la sistemul, în tot ceea ce înseamnă sistemul medical. Avem un spital județean aproape în colaps. Și nu-i de acum, e de mult timp, doar că lucrurile se acutizează și, din păcate, nu în bine. Suntem deficitari la ceea ce înseamnă o strategie pentru dezvoltarea turismului în zonă și pentru promovarea acestuia. Suntem deficitari la ceea ce înseamnă atragerea de investitori prin formarea în zone strategice de parcuri industriale. Premierul României mi-a dat asigurări, sigur, într-o discuție verbală, de un om de calitate și ceea ce spune respectă, că județul Neamț va fi pe lista prioritară a investițiilor guvernamentale în următoarea perioadă. N-am discutat despre un subiect anume, care să însemne, nu știu, alocarea unei sume de bani pe un anumit sector de drum sau pe o anumită componentă, dar după ce vom ieși din acest calendar de alegeri, cu siguranță vom fi într-o zonă de prioritate pentru investiții și pentru a debloca tot ceea ce înseamnă proiectele în curs a comunităților locale, fie că vorbim de Compania Națională de Investiții sau pe alte zone unde colegii primari sau poate chiar și Consiliul Județean au proiecte depuse și așteaptă intrarea lor în linie dreaptă. Ceea ce pot să vă spun este că, tot din discuția cu premierul, drumul Bacău, Piatra Neamț-Bacău, drumul expres, va fi realizat cu siguranță. De altfel și componenta managerială cred că a fost dată la Consiliul Județean. Știți de ce vă întreb? Vă rog. De vreo 3 săptămâni, 4 chiar, aproape că nu există zi în care să nu avem postate, bineînțeles că electoral intern, niște postări ale domnului ministru Drulă și apar așa. Filmare extraordinară cu șantierul de la Craiova-Pitești, da? Da.
Filmare extraordinară, progrese pe drumul, pe viitoarea autostradă Sibiu. Dar l-ați văzut în Moldova filmări. Nu, stați că ajung și acolo. Filmare extraordinară, ce lucrează Umbrărescu pe zona Ardealului. Și a urmat. Am aprobat primul tronson, intră în discuție, în lucru, peste două luni, trei luni, Ploiești până la nu știu unde. S-a aprobat nu știu ce studiu, nu știu unde. Și mă uitam așa și puneam harta și vedeam Ploiești, nu știu ce. Și nimic. Adică o șosea rapidă. Bacău, Piatra Neamț. O șosea rapidă, că tot ați venit acum pe drumul ăsta. Roman Piatra Neamț. Roman Piatra Neamț. Roman Piatra Neamț. Ar trebui să existe o prioritate numărul 1 și eu nu știu ce aș face, m-aș bate pentru asta. Deci prioritate... Legătura cu Mureșul prin Bicaz Ardeal. Pe sus. Prin Bicaz Ardeal. Pentru că ar economisi foarte mulți kilometri, timp și trafic. Deci ceea ce pot să vă spun sigur că drumul expres Piatra Neamț-Bacău se va materializa și se va realiza. De altfel, cred că sunt pași importanți făcuți în acest sens, iar cred că inclusiv Ministerul Transportului a desemnat ca și CNAIR a desemnat ca autoritate de management Consiliul Județean Neamț, deci urmează pe acest sector de drum să se facă proiectare și execuție în probabil perioada anilor viitor 2022, 2024, 2025, dar vom avea drum expres Piatra Neamț-Bacău. Sigur, trebuie să se facă discuții corecte și așezate, să gândim dezvoltarea, adică când vorbesc de dezvoltare, nu putem gândi, dezvoltăm zona Piatra Neamț și periurbanul lui Piatra și încercăm cu Dumbrava să vine și, nu știu, poate Alexandru cel Bun, Gârcina, să dăm să aducem niște bani pentru proiecte, dar trebuie bine gândite. Nu poți să pui înaintea acestor comunități din periurbanul lui Piatra să începem să dezvoltăm Tarcău. Adică trebuie gândită pas cu pas. Deci trebuie o strategie integrată. Păi de asta vorbesc. Nu numai strategia aceea făcută pe hârtie ca să putem... Eu să vă dau proiectele de pe CNI, dacă vreți să le vedeți, care sunt la pachet de pe județul Neamț, acelor 83 de UAT-uri plus Consiliul Județean Neamț, să vedeți că marea majoritate a primarilor proiectele depuse sunt pe drumuri. Asta cred că este componenta cea mai importantă la acest moment, finanțarea pentru drumurilor. Pentru că aduce voturi. Drumurilor locale. E și vorba de civilizație până la urmă. Votul civilizației, da. Și da. Corect este să mergem pe asfalt, nu să mergem prin gloși și prin noroi. Corect este să avem utilitățile la poartă, adică dacă vorbim de apă și canalizare, dacă vorbim de gaz și electricitate. Astea sunt condiții de normalitate la acest moment. Mai departe, sigur, fiecare comunitate, în funcție de banii pe care îi are, de bugetul pe care îl are și îl administrează, poate să extinde și să facă lucruri și mai frumoase pentru cetățeni. Dar lucrurile prioritare sunt gaz metan, apă, canalizare în continuare de finalizat la primările care nu beneficiază de astfel de servicii și asfalt. Sigur, sunt și foarte multe proiecte pentru școli, grădinițe. Unele dintre ele am văzut la Dumbrava Roșie, arată foarte bine. Nu bine, foarte bine. Am văzut în multe comunități școli făcute de primari, fie din fonduri publice ale guvernului, fie din fonduri locale, din buget propriu, care arată foarte bine. Sunt, din păcate, și școli, cred că vreo 10-11 la momentul ăsta, cred că mai sunt în Neamț, care beneficiază de toaletă copiii, din păcate, tot în fundul curții, tot trec printr-o zonă în care e prundiș sau pământ care nu arată foarte bine. Asta arată și hărnicia primarilor. Banii au fost. Bine, banii au fost, ei nu au fost folosiți. Pentru altceva. Erau la un moment dat 5-6 școli care aveau, de școlile, primăriile trebuiau să ia banii. Banii erau un cont la Consiliul, la Inspectoratul Școlar. Și nu s-au făcut proiectele. De ce? Nu s-au înțeles în consilii locale. Gelozii, orgolii... Domnul Vali Bărnescu, omul simplu, eu știu un fermător că vrea să-i se rezolve lucrul, vrea să aibă, fie că vorbim de asfalt, fie că dacă își duce copilul la școală să fie în siguranță la școală, să studieze în condiții normale, căldură, lumină, spațiu decent, profesori sau învățători
care să aplice modern tot ceea ce înseamnă programa școlară și să aibă condiții normale la școală. Primarul sau cel care este ales sau aleși local cu romul din comunitatea respectivă, asta e datoria lor, dacă nu, să nu mai candideze la funcția de primar. Dacă nu pot să treacă peste orgolii, peste gelozii, peste alte lucruri care țin de cariera lor, atunci să ducă acasă, lase pe altul. Nu putem să stăm în 2021, blochezi o comunitate doar că un primar, nu contează culoarea lui politică, nu înțelege. Nu înțelege, că nu vrea să înțeleagă. Fie nu are studii superioare, fie nu are pregătirea administrativă și nu înțelege efectiv să dezvolte comunitatea. Astfel de primar, din punctul meu de vedere, trebuie sancționați doar la vot și trimiși acasă. Așa este. Când ajunge domnul Câțu în Neamț? În ca perioada... să vă susțină. Dar domnul Câțu nu trebuie să vină Neamț ca să mă susțină pe mine, trebuie să vină Neamț. Nu, dar trebuie să dea un semnal totuși. Trebuie să vină Neamț, a dat multe semnale, credeți-mă. Domnul premier trebuie să vină Neamț, în primul rând, nu pentru George Lazar sau pentru campania internă, ci pentru a discuta cu colegii, cu primarii, pentru a înțelege foarte bine nevoile și necesitățile acestora, pentru a discuta și cu alte instituții din județul Neamț, pentru a vedea care sunt măsurile care trebuie să implementate urgent, care sunt sumele care trebuie alocate pentru județul Neamț și pentru a da și un imbold autorităților publice locale și, sigur, în revenind la viața noastră internă de partid, pentru a lua și pulsul filialei. Da. Dar deci, pulsul este bun. Și deci când credeți? În luna curentă. În luna curentă. Da, deci... eu cred că în cursul lunii mai, așa am discutat cu domnia sa, va fi în Neamț. Iunie. Iunie. Iunie, da. Bun. E invitat și binevenit oricând. Am înțeles. Nu știți dacă cineva mai are de gând să-și anunțe candidatura? Nu știu ce să vă spun. Sunt poate mai mulți colegi sau mai multe persoane care poate vor să candideze. Repet, dacă ar exista o filozofie corectă și fiecare ar vrea să înțeleagă care este parcursul Partidul Național Liberal de la București în jos, de la cel mai înalt nivel în jos, la baza partidului, la filiale, ar ralia la aceeași formulă de echipă și lucrurile s-ar genera simplu, corect și pentru viitor. Pentru toată lumea. În ecuația alegerilor, județul Neamț, câți delegați are dreptul la București? Adică, nu știu să vă știu spun. Că numărul de delegați în PNL este... legat și de rezultatul din alegeri. De exemplu, noi norma de reprezentare acum la nivelul filialei pentru alegerile interne este de 500 de membri. În funcție de numărul de membri care sunt cu drept de vot și restul 350 care sunt delegați de fiecare UAT în parte, în funcție de rezultatul la votul politic la Consiliul Județean și votul la Senat în 2020. În norma de reprezentare a filialelor de la Pentru București urmează să se calculeze de Biroul Politic Național. Este un organism în cadrul Biroului Politic Național care organizează alegerile și acel organism va da numărul de delegați pe formulă matematică. Deci pe formulă matematică, nu altă. Da, cred că aproximativ plus minus 80-100 de participanți în zona asta, 70-80 în zona asta va avea județul Neamț. Două autocare, ca să spunem așa. Deci în două autocare, da. Sau mai multe mașini. Sau mai multe mașini. Și în interiorul organizației, tot în funcție de rezultatul alegeri va fi, nu? Sau cum? În interiorul organizației se va da un mandat, probabil de către Biroul Politic Județean, care va fi votat ales în viitor, ca pe 25 septembrie filiala Neamț să dea votul. Să meargă într-o direcție către București. Dacă la București în continuare până pe 25 septembrie vom avea doi candidați, adică dacă și domnul Orban își va păstra intenția de a candida până pe 25 septembrie, filiala Neamț, din punctul meu de vedere, va merge în bloc cu Florin Câțu. Sună interesant că s-ar putea ca domnul Orban să nu mai fie al doilea candidat. Nu am zis dacă își va păstra intenția de a candida. Nu am zis că s-ar putea să nu candideze, doamne ferește. Da. Dacă își păstrează intenția de a candida, pentru că până pe 25 septembrie mai sunt câteva luni de zile. Bun. Sunteți siguri că veți câștiga, aveți în spate echipă, bănuiesc tânără, în mare parte,
Da, oameni tineri, dar și oameni cu experiență, oameni mai, nu neapărat la prima tenență, ci la trecut poate de 45-50 de ani, dar oameni cu oameni înțelepți care... Activi. Și activ. Foarte activi, sigur că da. Bun, haideți să scoatem un pic titlul de jos cu PNL-ul înainte de alegerile locale și să ne întoarcem la slujba dumneavoastră administrativă. Ok. Am dat-o cu PNL-ul, am înțeles. Așteptăm să vină domnul Cățu, îi păstrăm locul cald aici, pentru că a fost și la alegerile locale și i-a priit emisiunea. L-așteptăm să vină, e deschis aici, pentru domnia sa, dacă vine, e prim-ministru României, facem emisiune și în afara orei de emisie. Am înțeles. Suntem și pe pagina lui acum, am văzut, de Facebook oficială, cu emisiunea și de asta zic, poate vede cine se ocupă de pagină și îi transmite că l-am invitat. Domnul prefect George Lazar. Vă rog. Ce se întâmplă cu spitalele din județul Neamț? Noi am aflat în dimineața asta că deja ne aflăm la al șaselea plan de posibilă organizare a Spitalului Județean de Urgență pentru redeschidere. Și cineva a jurat pe, cum se cheamă, jur pe... Mâna pe roșu? Jur pe roșu, nu știu, pe roșu, da, că e la roșu. Așa era vorba. E Spitalul Județean. Corect. Jur pe roșu că luni vom avea un plan. Știți ceva, v-a anunțat cineva, sunteți totuși președintele Comitetului pentru Situații de Urgență. Nu, asta, da, corect, sunt președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. La momentul ăsta la care vorbim, spitalul nu face obiectul transformării, adică revenirii la spital non-COVID, nu face obiectul CJSU. Da, nu face? Numai DSPO-ul cu... Da. Deci nu face obiectul unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de a reveni la spital non-COVID. Face obiectul strategiei interne a spitalului, un plan pe care trebuie să-l aprobe, care trebuie să fie și eficient, în conformitate cu tot ce înseamnă parte legislativă, transmite Direcției Sănătate Publică. DSP-ul, după caz, îl avizează favorabil sau nu îl avizează, dacă respectă norme, circuite, etc. Și ulterior îl trimite INSP-ului, respectiv ministerului de resort, Ministerului Sănătății. Acolo, prin ordin de ministru, el se va transforma Spitalul Județean în suport COVID parțial și în rest pe patologie preexistentă, pe boli cronice, pentru cealaltă categorie de bolnavi care nu au COVID. Lucrurile astea ar trebui, din punctul meu de vedere, ca managementul spitalului să operaționalizeze cu celeritate tot ce înseamnă proceduri pentru a merge cu ele la avizat și a da drumul Spitalului Județean. De ce se mișcă greu managementul Spitalului Județean, nu aș putea să vă răspund. Probabil lipsă de profesionalism, din punctul meu de vedere. E probabil că sunt blocați și de chestiunea asta cu ATI-ul. Probabil. Domnul Vale, suntem într-o zonă în care spitalul, de exemplu, de la Bicaz, n-am nimic cu spitalul de la Bicaz, dar spitalul de la Bicaz, nu știu dacă are câteva internări pe zi. Adică domnul prefect, spitalul de la Bicaz este mai mult un fel de dispensar. Da, un fel de dispensar, da. Un fel de dispensar. Eu sunt de acord cu noastră. Este un fel de dispensar. Acolo am înțeles că se fac din nou lucrări de modernizare, da. Pentru ce încă nu știu. Acest spital, din punctul meu de vedere, ar trebui cumva gândit într-o zonă de... Un spital efectiv, poate specializat pe Pe specializare, asta mă gândeam, pe o zonă, fie că suntem într-o zonă de munte acolo, pe paliație sau pe ceva, adică să-i dai o disciplină exactă, în rest să rămâi cu un centru de triaj pe care... Un UPU, să-i spunem. Un fel de UPU, ca să spunem, care să preia urgențele și să le transfere fie la Piatra Neamț, fie dacă primul ajutor, prima urgență. Exact, ceva de genul ăsta, ca să dea eficacitate. Iar rămânem cu spitalul... Eventual o secție de ginecologie, acolo a fost o secție foarte bună, obstetrică ginecologie. Trebuie să ai doctori. Trebuie să ai doctori ca să ai secție. Despre asta discutăm. Da. Plus și rămânem cu două spitale, Târgu Neamț și Spitalul Municipal Roma, care are cele mai multe discipline afară de Spitalul Județean, supra-mega-aglomerat, hiper-aglomerat. Iar nici de acolo doctorii și personalul medical sunt la limita, să zic așa, a răbdării și a puterii de muncă. În Mesagerul de Neamț. Spitalul Județean închis, practic. Mai avem, ați văzut în fiecare zi, statistica pe COVID, județul Neamț se pe verde tot. Da, și adică avem nu prea mai avem cazuri. Închis. Și avem spitalul închis, ceea ce denotă, din punctul meu de vedere, o lipsă de implicare sau neștiință, necunoștință, slăbiciune managerială. Despre asta e vorba. În Mesagerul de joi, care a apărut joi, avem un reportaj realizat la Spitalul din Roman.
Da. Și reporterul nostru a stat de vorbă cu medici, cu asistente, cu pacienți de acolo. Concluzia este una singură. Este o supraîncărcare din toate punctele de vedere. 100% da, vă spun și eu același deci, lucru. De acord. În momentul în care te duci acolo, vezi minim 3 ambulanțe care așteaptă să intre. Minim 3, dar sunt, spuneau oamenii, momente când sunt 5, 6, 7 ambulanțe. Deci volumul de muncă este extrem de mare, ceea ce duce inevitabil și la supra-solicitare, supra-încărcare și posibile chiar nu neapărat eror, cât din grabă nu mai ai timp să te ocupi de toate procedurile. Se acumulează stres, oboseală din partea personalului medical, din partea doctorului și atunci, normal, când ești stresat, obosit, eficiența în muncă poate lăsa de dorit, neapărat ca asta, dar poate lăsa de dorit. Dar, repet, știți cum e? Eu cu dumneavoastră discutăm aici, alți oameni ne privesc, mulți discută în spațiul liber, în societate. Și o să vină probabil cineva de la Spitalul Județean ulterior, un director, un manager de acolo, poate cineva de la Consiliul Județean să ne spună: stați, domnule, să vă explic cum se poate, domnule, că dumneavoastră nu știți. Păi nu trebuie să știu eu, trebuie să știe cei de acolo, nu trebuie să știți dumneavoastră, trebuie să știe cei de acolo să-și facă actul managerial și să deschide spitalul. Nu-i treaba mea să știu, nu-i treaba omului simplu din piață sau de pe stradă să știe. E treaba celui care e manager acolo să-și facă treaba. Bine. Noi am ratat un manager la spital foarte bun, venit de la Roman, domnul Micu. Domnul deci, Cernicu, da. Fostul primar liberal al Romanului. O să știți că, da, domnul Cernicu, am înțeles și ideea din spatele întrebării sau a discuției asta de noastră. Și știți că Lucian Micu, dar nu cred că are experiență neapărat medicală, a fost un bun administrator, un bun manager în calitate de primar al municipiului Roman, a făcut și lucruri foarte bune, trecând peste partea că a fost în acea zonă de incompatibilitate pe care clar nu și-a dorit-o, dar Lucian Micu cred că ar fi putut face lucruri ok la un moment dat în Spitalul Județean Neamț. Din păcate, pentru el a prins acel moment 14 noiembrie, acea tragedie, cred că era manager de 2 săptămâni Lucian la momentul ăla, care a dus ulterior la demisia lui Lucian din funcția de manager. Dar Lucian e un tip ambițios și un tip care, când se apucă de lucru, vrea să-l facă și bine. Acum, ca să spunem așa, și domnul Arsene și-a dat seama de lucrul ăsta la un moment dat. Domnul Arsene cred că și-a dat seama de mai multe lucruri așa în general. Și cu domnul Lucian și cu domnul Dragoș Chitic, dar mă rog. Mai mulți domni așa. Mai mulți domni. Are o apetență oricum domnul Arsene. Pentru PNL. Pentru Roman. Pentru Roman. Îi place, da. Dar sunt și romașcani care au apetență pentru domnia sa. Corect, păi tocmai de asta. Așa. Bun. Și romașcani și romașcani. Suntem în județ verde, da? Deci a început așa un fel de relaxare. A scăzut numărul de persoane vaccinate. Eu nu vorbesc de numărul de cazuri neapărat. A scăzut și numărul de cazuri, dar a scăzut și numărul de persoane vaccinate. Încep marile acțiuni, petreceri, activități, vin zilele orașului. Încep și alte acțiuni. Citesc astăzi că astăzi va avea loc un spectacol la Casa de Cultură, cu respectarea normelor. Bineînțeles. Da. Mă bucur că pot saluta că reintrarea Casei de Cultură în circuitul artistic în perioada aceasta, după nu știu câți ani. Cum stăm din punctul ăsta de vedere? Din punctul ăsta de vedere a COVID-ului, suntem verde cap-coada, avem localități, aproape 3 sferturi din localități din județul Neamț care nu mai înregistrează, cel puțin la momentul zilei de ieri, niciun caz activ. În ultimele 14 zile, ceea ce este nu bine, este foarte bine, iar localități sporadic încep să scadă oricum foarte mult, adică avem pe Piatra Neamț pe ultimele 14 zile 25 de cazuri noi, iar pe al doilea mare municipiu din județul Neamț 10 pacienți, 10 cetățeni depistați pozitiv în ultimele 14 zile, în rest avem cazuri câte 1-2 cazuri pe
câteva comune în ultimele 14 zile, ceea ce arată o incidență foarte mică. Și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure că începem, și să, oricum s-a început revenirea normală. Măsurile anunțate de premier, atât la jumătatea lunii mai, la începutul lunii iunie și măsurile care urmează, vor fi măsuri înspre relaxare. Odată cu măsurile de relaxare, normal și noi, cetățenii, să revenim la viața obișnuită de zi cu zi, care aveam înainte de pandemie, la plăcerile vieții, la hobby-urile pe care le aveam și la modul nostru de viață. Da, începe, deci au început și noi și cu mătrii, au început spectacole și evenimente ușor, ușor, au început competiții sportive, au început tot felul de întâlniri la sfârșit de an școlar, banchete pe aici pe acolo, lumea revine la normal, nu mai purtăm mască în aer liber, nici în spațiile aglomerate la nivelul județului Neamț, persoanele vaccinate nu mai poartă nici în interiorul birourilor mască, iar măsurile care, spre care se tinde din tot ceea ce a prezentat și premierul, vor fi măsuri în continuare de relaxare. Insist pe partea de vaccinare pentru că e important să ne vaccinăm. Vine perioada de vară în care vom călători, probabil mulți dintre noi, fie în interiorul țării, fie în exteriorul țării, și e important să ne vaccinăm pentru a ne proteja pe noi și la revenirea în țară să-i protejăm pe cei din mediul în care intrăm în contact. Deschidem centre noi de vaccinare, nu de tip drive-thru, adică doar pentru mașini, pentru cei care vin cu mașina, cât și pentru pietoni, pentru cei care ies în parcuri sau care obișnuiesc să iasă după amiaza, în weekend, în zonele centrale sau aglomerate ale celor două municipii, Roman, Piatra și a orașului Târgu Neamț. Adică de sâmbătă încercăm să dăm drumul de mâine sus pe platoul la Curtea Domnească la un centru de vaccinare. Încercăm în municipiul Roman, în zona centrală, să dăm drumul la un centru de vaccinare doar pentru weekend. În zona Târgu Neamț, în zona casei memoriale Ion Creangă, la un centru de vaccinare. Și încercăm de altfel și în zona Comunei Ceahlău, stațiunii Durău, să deschidem și acolo un centru de vaccinare pentru pe weekend. Nu de tip drive-thru, doar pentru persoanele care nu sunt cu mașină, e pentru pedestru, pentru populația care merge pe jos. Pentru a crește rata de vaccinare, rămânem cu cele două centre de tip drive-thru, Roman și Piatra, deschise și cu toate centrele deschise până în prezent, cu 19 centre și 20 și ceva, 23, 25 de fluxuri de vaccinare deschise. Deci putem spune așa că și meciul din PNL pentru alegerile județene se poate desfășura în condiții propice. În condiții propice, cu foarte multe posibilități de a te vaccina înainte de a intra în competiție. Poate n-ar fi rău să faceți un centru de vaccinare și înainte de congres. Da, nu e idee. Ream să discut cu președintele Intermar, că președintele Intermar astăzi e domnul Eugen Țapu și trebuie discutat și cu dumneavoastră ipoteza asta de lucru și e pro-vaccinare. Am înțeles. Eugen, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și eu și ce am vrut să spun la urmă. O singură chestie și mulțumesc și pentru invitație și pentru permisiunea de a transmite câteva mesaje. Circulăm în spațiu public și nu este ok din punctul meu de vedere. O filmare de la, nici nu o să intru în detalii foarte adânc, o filmare de la o mănăstire din Neamț, unde un preot stares de acolo trăiește niște filme science fiction în care vede oameni la care le cresc pene și solzi sau oameni care, nu știu, se infectează sângele lor și mor unul după altul. Sunt informații de tip fake news și sunt informații extrem de... Cum de fake news? Fake news, fake news filmarea fake news. Sau... Nu, fake news, informațiile conținutul. Pe care transmite conținutul. Respectivul conținutul, preot. Da. Conținutul. Lumea normală. Revin, nu știu câta oară, și spun vaccinul nu face rău, fie că vorbim de Johnson & Johnson, care au fost distribuit la marea majoritate a doctorilor de familie, vorbim despre Pfizer sau Moderna, vaccinuri foarte bune care nu au produs efecte adverse, cel puțin până în momentul de față, sau nu sunt cunoscute ca fiind creat probleme, și vaccinul celebru de acum, cel de la AstraZeneca, care oricum la noi Neamț a ajuns din cantități din ce în ce mai mici, avem acum doze de... Deși studiile spun că acum a ajuns ultimele, da, că este un vaccin la sigur. 90 și ceva la sută, chiar mai mult aproape ca Pfizer-ul. Ca nu, eficiență. Pfizer și Moderna cred că sunt în clasamentul internațional. Eu ce vă spun, ce am citit chiar pe presa internațională și cu niște specialiști din Statele Unite ale Americii și Germania, vaccinurile sunt sigure, avem vaccin, avem oameni pregătiți să vaccineze, depinde doar de concetățenii noștri să înțeleagă că
Vaccinul reprezintă ieșirea și mai rapidă din pandemie, siguranță din punct de vedere a sănătății proprii și siguranța care oferim celorlalți din jurul nostru, familie, cunoștințe, prieteni sau, până la urmă, vorbim și de o imunizare cu efect de turmă, adică o imunizare a 70% din populație pentru a nu mai exista posibilitatea de răspândire a virusului. E păcat că sunt oameni care trimit astfel de mesaje, care instigă în rândul cetățenilor. Și care au posibilitatea de penetrare într-o anumită categorie. Și sunt factori de influență. Condiția e simplă. Nu vrei să te vaccinezi sau nu crezi în vaccin și în eficacitatea acestuia, păstrează-ți opinia pentru tine, fă ce ai de făcut tu pentru tine însuți sau pentru cei apropiați, cum consideri că e mai bine, dar nu fă ca factor de influență manifestări publice în care să vii din De curiozitate, ați încercat să stați de vorbă cu starețul respectiv? N-am încercat niciodată să stau de vorbă cu starețul respectiv, tocmai din filozofiile astea care le-am auzit de foarte mult timp, că le provodește, le răspândește și cu, știți cum e, nu vreau să greșesc acum, dar cu oamenii care nu împărtășești aceeași filozofie de viață, stai de vorbă cu oameni care vin din anul 2100, vin acum pe pământ, din filme de science fiction și ne spun că cei care se vaccinează se cresc pene și sol și eu m-am vaccinat și nu mi-a crescut nimic, e complicat să stau de vorbă, adică nu vreau să nebunesc eu. Probabil e o discuție acolo care ar trebui să fie cu specialiști, părintele, ar trebui să stai de vorbă cu niște specialiști. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Acesta a fost secretarul general al PNL și prefectul județului Neamț. Sunt două ipostaze unite acum. Unite și din punct de vedere al permisiunii legale, pentru că înainte nu putea fi membru de partid. Oameni buni, să aveți un weekend liniștit. Nu știu dacă ne va lăsa ploaia. Sunt câteva manifestări în weekend. Avem și centrele acestea de vaccinare care se fac în zonele amintite de domnul prefect. Va fi și un târg auto, mă rog, târg, o expoziție auto în zona Kaufland. La Piatra Neamț vin câteva firme de renume importante. Avem și Volvo, avem și Audi, avem și Volvo, avem și alte mașini, Renault, Dacia și probabil că mai vin și altele, probabil și Fordul, nu știu dacă vine și Fordul. Deci ar fi niște posibilități. Astăzi este spectacol la Casa de Cultură, nu știu dacă e cu bilete sau nu. Sau pe bază de invitații. Deci încet, încet, la sfârșit de săptămână, sigur, mai sunt banchete, foarte mulți copii sunt implicați în întâlniri, se termină clasa 8, clasa 12. Deci sunt deschise și stațiunile, avem ce face, numai să nu plouă. Să fie vremea acolo. Doamne ajută, numai bine, sănătate și să ne vedem cu bine luni la cafea.